Salutare fotografi! Astăzi vreau să vă arăt cum se încarcă videourile pe Adobe Stock. Intrăm pe Adobe Stock și aici, sub navigare, găsim așa un link. Urmăriți atent pașii. Dacă pe alte stocuri este mult mai simplu, doar îl încarci, ori îl arhivezi și îl primește, pe Adobe este un pic mai diferit. Dar nu e complicat, o singură dată descarci un program și prin el încarci toate videourile. Acum nu ne rămâne decât să introducem câteva date de pe pagina de Adobe. Un link, un ID și vom genera o parolă pentru a o introduce în cea de-a treia fereastră. Introducem și parola. Practic, am terminat de instalat programul. Generăm o parolă nouă. Și acum putem să ne felicităm. Putem să încărcăm videourile noastre. Căutăm un video din arhivă, din mape. Acesta este potrivit. Sunt două metode. Ori îl tragem în fereastră, aici. Vedem mai jos cum se încarcă. Iată-l aici, a apărut deja, sau facem click în fereastra asta și se încarcă de asemenea. Acum, dacă verificăm, le găsim în 2-5 minute, apar pe pagina stocului de Adobe. Nu ne rămâne decât să introducem câteva cuvinte cheie, cele mai importante. Putem introduce până la 49 de cuvinte cheie, adăugăm un titlu și îl trimitem spre revizuire. În scurt timp vor apărea în portofoliul nostru, gata spre vânzare. Mulțumesc pentru atenție!